Salutări, prieteni, bine ați venit pe lecții de informatică, sunt Iosif Botnar și vă invit la un nou tutorial C++ pe lecții de informatică. Acest tutorial are scopul de a vă arăta modul de lucru al algoritmului de căutare liniară în cadrul unui tablou cu un anumit număr de elemente. Algoritmul de căutare liniar este destul de simplu de construit, deci nu este în principiu foarte dificil de construit și de utilizat și este destul de rapid dacă este utilizat pentru căutarea unei valori în cadrul unui tablou cu număr mic de elemente. Dar, spre exemplu, dacă se va utiliza acest algoritm de căutare liniar ca să caute o valoare în interiorul unui tablou cu zeci de mii de elemente, acest algoritm de căutare liniar va performa destul de încet. De ce? Algoritmul de căutare liniar caută elementul respectiv secvențial, adică va parcurge un tablou element cu element, începând cu primul element al tabloului. Deci acest lucru îl face să fie încet și din această cauză nu este recomandat a fi utilizat pentru tablourile cu număr foarte mare de elemente. Sigur că avem alternative. O alternativă ar fi să utilizăm algoritmul de căutare binar, care se bazează pe căutarea, pe determinarea unui punct de mijloc, după care algoritmul va căuta elementul respectiv, fie în prima parte, de la punctul de mijloc determinat, adică înaintea punctului de mijloc determinat, sau după punctul de mijloc determinat, dar în prealabil va trebui să efectuăm o sortare ascendentă al tabloului respectiv și numai după aceea putem utiliza acest algoritm de căutare binar. Dar obiectivul acestui tutorial este să vă arate cum lucrează algoritmul de căutare liniar și atunci am să mă concentrez pe acest tip de algoritm. Am să vă fac un exemplu destul de simplu pentru a fi capabil să înțelegeți cum se construiește un și cum lucrează un algoritm de căutare liniar. Sigur, probabil că o să mă întrebați și atunci dacă el lucrează încet, de ce ar trebui să știm cum se construiește acest algoritm de căutare liniar? Ar trebui să știți pentru că vă ajută să vă formați o gândire de programator, o gândire care o să vă ajute să rezolvați diverse soluții în programare și, desigur, până la urmă, este un algoritm de căutare care figurează în toate manualele de C++. Așa, haideți să începem atunci exemplul respectiv. Da, am să utilizez acest namespace, care este absolut obligatoriu dacă dorim să utilizăm stream-ul cout și cin. Da. Am observat că în C++ 17 nu se mai utilizează, dar atunci trebuie să utilizăm std în fața stream-ului de intrare și ieșire cout și cin și acest lucru face parcurgerea sau realizarea codului un pic mai dificilă, că avem mai multe scris. Am exemple de C++ 17. Acolo puteți să vedeți cum se lucrează în C++ 17, dar de această dată am să folosesc acest namespace pentru că doresc să parcurg acest cod ceva mai rapid. Așa. Și atunci am să utilizez o funcție pentru a construi acest algoritm de căutare liniar și atunci mai întâi de toate am să construiesc prototipul funcției. Cei care nu aveți idee despre modul cum să utilizați funcții în C++ și despre tablouri, va trebui să urmăriți tutorialele mele. Am tutoriale legate de funcții, de tablouri și așa mai departe, pentru că în acest tutorial nu am timp să mă opresc în mod
special ca să vă dau detalii despre modul în care se construiește o funcție și despre tablouri în C++. Așa, și atunci construim prototipul unei funcții pe care doresc să o numesc, să spunem, căutare tablou. Așa. Și această funcție va fi de tip întreg, pentru că am pus acest inet în fața denumirii funcției, ceea ce înseamnă că funcția respectivă, căutare tablou, va returna o valoare de tip întreg și am să utilizez acești parametri pentru această funcție căutare tablou. Mai întâi o constantă de tip întreg, practic este un tablou constantă de tip întreg, după care două variabile de tip întreg. Așa. Practic, primul parametru va stoca tabloul pe care doresc să-l utilizez în acest exemplu, după care această variabilă de tip întreg, care este parametru în cazul acestei funcții căutare tablou, va stoca numărul de elemente al tabloului, iar ultimul parametru îl doresc pentru această funcție ca să stocheze valoarea pe care o doresc ca acest algoritm de căutare liniar să o caute în cadrul tabloului. Bun, să mă duc în interiorul funcției principale main și aici am să declar o constantă de tip întreg pe care am să o denumesc indice, așa, pe care de fapt vreau să o utilizez pentru a specifica indicele pentru tabloul care urmează să-l declar și atunci doresc ca acel tablou să aibă 15 elemente și atunci am atribuit aceste constante de tip întreg indice 15. Voi declara pe următoarea linie un tablou de tip întreg pe care am să-l denumesc numere pentru că va conține numere de tip întreg, așa. Și acum aici am să folosesc acea constantă indice, da? Și atunci înseamnă că tabloul va avea 15 elemente pentru că constanta a fost atribuită cu această valoare de tip întreg 15 și totodată ați reținut că acest tablou numere este tip întreg pentru că am utilizat acest inet în fața denumirii tabloului, deci care semnifică că elementele tabloului vor fi de tip întreg. Și atunci acolo, deși în interiorul alocatelor, voi scrie valorile elementelor acestui tablou numere, să spunem 20, așa întâmplător, 30, să punem 5, să punem 2, să punem 100, 500, 15, 50, 70, sau poate să fie și 72, dar haideți să punem cifre rotunde, 70, 80, așa, 15, 25, așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acesta este al 13-lea element. Să fie 90, 14, 60 și să spunem 400. Așa. Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, da. Bun. Mergem mai departe. Pe această linie voi declara o variabilă de tip întreg pe care am să-l denumesc număr găsit. Așa. Practic, această variabilă va stoca numărul căutat, coșturul algoritmului liniar de căutare și vreau să construiesc mai întâi de toate funcția care va conține algoritmul de căutare lineară, așa, adică prototipul acelei funcții este aici sus, da? Căutare tablou. Și atunci mă duc în afara funcției main și voi utiliza definiția funcției căutare tablou,
Așa, paranteze rotunde și în interiorul parantezelor rotunde am să utilizez parametrii acestei funcții, care este o constantă de tip întreg și am să o denumesc tablou pentru că este practic un tablou constantă de tip întreg care va stoca toate acestea și va primi ca valoare valorile acestui tablou, adică valorile elementelor acestui tablou numere, da? Așa, după care, o variabilă de tip întreg, care vă spuneam eu, va stoca numărul, și am să-l și denumesc număr, elemente, să fie sugestiv, să știu că această variabilă va stoca numărul de elemente al acestui tablou, care este, de fapt, valoarea, și care este numărul de elemente al acestui tablou, este 15, da? Este valoarea acestei constante până la urmă. Așa, după care un parametru de tip întreg am să denumesc valoare și care va stoca valoarea căutată de către acest algoritm. Așa, acolade. Și atunci am să declar din nou în interiorul funcției o variabilă pe care am să denumesc index și căruia am să-i dau valoarea 0 și pe care am să o utilizez în calitate de index pentru tablou unde va fi căutată valoarea respectivă, după care declar o altă variabilă de tip întreg pe care am să o denumesc poziție, da? Și am să-i atribui această valoare negativă minus 1. Așa. Ce înseamnă acest lucru? Voi utiliza această variabilă pentru a returna poziția la care se află valoarea elementului găsit de către acest algoritm. Și dacă va returna minus 1, acest lucru înseamnă că valoarea respectivă nu a fost găsită. După care, pe următoarea linie, declar o variabilă de tip logic booleană, să-i spunem găsit, așa, care joacă rolul de flag, așa cum se spune în limba engleză, și am să-i atribui valoarea false, așa. Este foarte utilizat acest tip de variabilă booleană logică, care joacă rolul de flag, adică este foarte utilizat în programare pentru a semnifica găsirea unui element căutat și totodată este utilizat ca și condiție în interiorul unei bucle while, adică atâta timp cât această variabilă de tip logic va avea o anumită valoare, bucla while va performa. Da? Și veți vedea în cele ce urmează cum am să utilizez această variabilă de tip logic găsit. Și atunci înseamnă că voi utiliza o buclă while cu următoarea condiție, index să fie mai mic decât numărul de elemente al tabloului. Așa, voi utiliza după aceea acest operator relațional și așa, după care voi utiliza acest operator de negație în fața acestei variabile de tip logic găsit. Așa, acolade. Bun, ce înseamnă această condiție pe care am utilizat-o aici în interiorul parantezelor rotunde al acestei bucle while? Adică această variabilă index trebuie să fie mai mică decât numărul de elemente. Da, observați că această variabilă de tip întreg index începe cu această valoare, cu 0. Da? Numărul de elemente practic va fi valoarea acestei constante, va primi valoarea 15, o să vedeți în momentul în care fac apelul acestei funcții. Și atunci, atâta timp cât această condiție este respectată, adică valoarea variabilei index va fi mai mică decât 15, pentru că nu vrem să mergem dincolo de ultimul element al tabloului, pentru că vom primi erori dacă vom face acel lucru și atunci avem nevoie de această condiție nu numai pentru acest lucru, dar și pentru ca
această buclă, să parcurgă element cu element al acestui tablou, după care avem acest operator relațional și pentru că am utilizat acest operator de negație în fața denumirii variabilei găsit, se va modifica valoarea variabilei găsit din fals către adevărat. Practic, aceste două condiții trebuie să fie îndeplinite pentru ca cursorul acestei aplicații să intre în interiorul buclei while și va sta în interiorul acestei bucle while atâta timp cât aceste două condiții vor fi îndeplinite. Și acum vedeți modul de utilizare a acestei variabile de tip flag, de tip logic flag, da? Și observați cum am modificat valoarea sa din false în true. Utilizarea sa va continua în interiorul acestei bucle while și atunci vom utiliza o structură condițională if și atunci vom spune că tablou și vom pune această variabilă index în interiorul paranteselor drepte ale tabloului care va semnifica de fapt indexul tabloului respectiv, așa, egal cu valoare. Așa, și acum avem acolate. Așa, mă uitam aici de unde vine această eroare și acum mi-am dat seama, aici este greșeala și eroarea, pentru că acesta este un tablou constantă de tip întreg și atunci am omis un element în cadrul acestui parametru și anume parantezele drepte. Da? Și uitați, în acest moment această eroare dispare. Așa, mergem mai departe în interiorul acoladelor, interiorul corpului acestei structuri condiționale if și vom folosi această variabilă găsit. Și dacă condiția este îndeplinită, atunci această variabilă va primi valoarea adevărat, da? Și de această dată vedeți o altă utilizare a acestei variabile logice true, așa cum vă spuneam, este utilizată în cadrul unor aplicații pentru a semnifica că o valoare a fost găsită. Poziție, da? Și am să atribuim valoarea indexului, ce înseamnă de fapt acest lucru. Deci, haideți mai întâi să scriem și acest operator de incrementare index plus plus, pentru că în felul acesta veți înțelege mai bine și vom scrie aici de asemenea return poziție. Așa, și în acest moment am și finalizat practic această funcție. Practic, așa cum vă spuneam, această buclă while va performa atâta timp, ea durează de la această acoladă până la aceasta de aici, da? Deci până la linia 33, și ea va performa atâta timp cât aceste două condiții sunt îndeplinite sau această condiție în întregimea sa este îndeplinită. Da? După care, bucla while, imediat pe următoarea linie, are această structură condițională if. Cu acest test, cu această condiție. Ce înseamnă acest lucru? Practic, acest parametru de tip întreg valoare reprezintă valoarea pe care o caută algoritmul. În momentul în care bucla while, parcurgând acest tablou, va găsi această valoare, deci înseamnă că partea din stânga, care este tabloul, va avea aceeași valoare stocată cu partea dreaptă care este reprezentată de această variabilă valoare, deci aceste două părți vor fi egale, cursorul va intra în interiorul structurii condiționale if, sau cu alte cuvinte, dacă această condiție va fi îndeplinită, cursorul va intra în interiorul acestei structuri condiționale if și această variabilă tip logic va primi valoarea adevărat. Variabila de tip întreg poziție îi se va atribui valoarea indexului unde a fost găsit elementul respectiv și practic în acel moment programul va ieși din această buclă while
și funcția va returna valoarea acestei variabile de tip întreg poziție și va afișa în consolă poziția la care se află valoarea respectivă. Dacă cursorul nu va intra în interiorul acestei structuri condiționale if, atunci avem acest operator de incrementare, index plus plus, și bucla va performa în exteriorul acestei structuri condiționale if și va merge mai departe, va trece la următorul element și va parcurge mai departe tabloul respectiv până când se va găsi acea valoare și în acel moment cursorul va intra în interiorul acestei structuri condiționale if. Așa, și acum mă duc din nou în interiorul funcției principale main pentru a face apelul funcției respective care de fapt conține algoritmul pentru căutarea liniară și atunci am să utilizez această variabilă număr găsit care doresc să stocheze poziția la care se află poziția la care se află de fapt valoarea găsită de către algoritm și atunci aici voi scrie denumirea funcției căutare tablou așa, cu următoarele argumente, adică ne trebuie ca și argument tabloul în numere, după care indice, așa, și valoarea pe care o căutăm ar putea să fie, să zicem, 100, da? Așa, după care punct și virgulă. Pe următoarea linie avem din nou structură condițională if cu următoarea condiție și atunci vom scrie număr găsit. Dacă numărul găsit este egal cu minus 1, atunci înseamnă că valoarea respectivă n-a fost găsită în cadrul tabloului respectiv și atunci vom scrie numărul 100 nu a fost găsit în cadrul listei respective. Așa, da? Să-i spunem în felul următor, da? Deci numărul 100 nu a fost găsit în cadrul listei respective. Așa. După care, else, de această dată acolade, pentru că această parte din structura if conține două linii, așa. Dacă avem doar o linie, atunci nu este necesar să utilizăm acolade, dar dacă utilizăm mai mult de o linie în cadrul structurii condiționale if, atunci va trebui să utilizăm acolade. Și din nou avem acest cout, chirimele, valoarea 100 a fost găsită la poziția, să spunem aici un pic de pauză, putem să punem aici punct și virgulă și din nou putem utiliza cout și putem pune aici valoarea, putem pune variabila de tip întreg, număr găsit, plus 1. De ce plus 1? Pentru că indicii unui tablou pornesc de la 0 și atunci trebuie să adaug 1 pentru ca în consolă să fie afișat exact poziția la care se află valoarea găsită. Așa, și aici am să pun end line. Deci valoarea 100 a fost găsită la poziția. Hai să mai scriem un pic de text aici. Și să scriem în cadrul listei. În cadrul listei sau tabloului. Deci nu contează. Așa. Putem pune aici punct. După care end line. Da, în acest moment am terminat această aplicație, care practic conține un algoritm de căutare lineară. Și aici avem, de fapt, în cadrul acestei funcție, avem algoritmul de căutare liniară, da? Haideți să rulăm această aplicație și să afișăm în consolă rezultatul.
Practic, ce caută acest algoritm? Acest algoritm caută această valoare, 100, da? Și avem deja rezultatul. Așa. Bun. Valoarea 100 a fost găsită la poziția 5 în cadrul listei, da? Așa cum vedeți aici, da? Deci valoarea a fost găsită la poziția 5. Haideți să vedem. Deci 1, 2, 3, 4, 5, da? Deci este corect. Aici avem valoarea 100 la poziția 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haideți să introducem o valoare care nu se află în cadrul tabloului. Să spunem aici, să schimbăm aici, ce nu avem aici, nu avem 300, din câte am văzut. Lansăm din nou în consolă această aplicație. Așa, numărul 100 nu a fost găsit în cadrul listei respective, trebuie să schimb aici, pentru că și aș putea să fac o modificare în cadrul aplicației și aș putea pune efectiv o variabilă care să conține până la urmă acea valoare, dar acum nu mai doresc să pronuncesc această aplicație și atunci aici trebuie să schimb și trebuie să schimb 300, practic, dar din acea cauză nu avem valoarea corectă, 300, și pentru că nu avem deloc distanță între rezultată și textul care urmează în consolă, am să pun și această linie see out. Așa. Și acum haideți să lansez din nou această aplicație. Așa. Da, am să pun aici consola. Deci numărul 300 nu a fost găsit în cadrul listei respective, da? Dar pentru că nu avem 300 aici, dacă o să vă uitați mai atent, nu avem 300 în cadrul acestui tablou. Din această cauză am primit acest mesaj în consolă. Numărul 300 nu a fost găsit în cadrul listei respective, da? Ceea ce este evident. Așa. Și practic am primit în consolă acest mesaj, da? Numărul 300 nu a fost găsit în cadrul listei respective, da? Pentru că această variabilă număr găsit, da, a primit această valoare minus 1. Adică această funcție până la urmă, căutare tablou, a returnat minus 1. Da? Se vorba despre această valoare de aici, minus 1, da? Și returnată pe această linie de către această funcție, dacă valoarea pe care o căutăm nu este găsite. Bun, cam atât am avut de spus în acest tutorial. Sper că am fost destul de clar și ați înțeles cum funcționează acest algoritm de căutare lineară. Am să fac în tutorial viitor un exemplu care va conține un algoritm de căutare binar în C++. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. O zi bună vă doresc! La revedere!